Поехали, братуха. Стимați oaspeți din România, ia să vă prezint eu și ne mândrim noi. Hai, Chișinău nostru, militar și frumușar! Teatrul Național Mihai Eminescu, sala de orgă, primăria, Catedrala Metropolii, Arcul de Triunf, Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt, Președinția, Piața de Flori, Catedrala Metropolii, Monumentul Ștefan și cel Mare și Sfânt. Capitala noastră e foarte verde. Aici sunt căsuți foarte frumoase. O grădiniță de copilași, aici și tare bun asfaltul, băieți. Băi, Senia, ce-i bă cu atâta reclame în limba rusă? Basarabia nu e independentă? Este din cauza că noi suntem mai șmecheri decât voi și grăim în două limbi. În limba moldovnească, care e aproape e aceeași română, și limba rusă, în care poți grăi peste tot. Dar rușii știu, bă, românește? Ca și românii rusești. Dar basarabienii cunosc și româna, și rusa. Și punctum! Ura! Monumentul lui Kotovski. Haiduc sovietic, bandit inteligent. Cunoște 7 limbi străine, săracu. Este consulatul românesc. Rând la vize europene, ble. Aha. Bă, că nu prea se înghesuie lumea. Uite cum doarme lumea pe cartonaș. Porțile orașului, blocurile cele două sunt ca niște porți deschise. Bulevardul Dacia, tare lat, tare lat. Complexul memorial Eternitatea. Încă o grădiniță pentru copilași. Bulevardul Moscova, monumentul eroilor din Afganistan. Ăsta e cartierul Rășcanovca, unde voi o să locuiți. Dragi